Dar am ce faceți? O să facem asta pe full screen și bine m-am găsit la un nou episod din Imperia Online, jocul în browser gratis pe care noi ne jucăm și facem o alianță mare și puternică, alianța lecturații, toți oamenii care se joacă aici îi cheamă majoritatea LCT și e super, super, super fucking tare. Bun, azi vă arăt câteva chestii. În primul rând, fucking populația mea a dat pe plus. Am 27.600, 2.000, sunt fără adăpost, săracii. Tocmai de-aia o să trebuiască să evoluăm casele. Casele durează 9 ore, fraților, să se evolueze și o grămadă de resurse, dar trebuie să o fac pentru că trebuie. Oricum, cred că chestia asta, dacă am făcut-o, mi-a dat foarte mult puncte de populație, cred. Să văd. Dacă mai pot să adaug. What the fuck? Deja au mai donat oamenii sau nu? Ba da, au donat o grămadă, cred. Bun, pot să bag 0. De ce? What? Mă rog, se pare că au donat și noi membri, să vedem. Uite, Victor chiar a donat ceva, ceva și Lazar a donat o grămadă și Costi și Marian. Păi, toți au donat. Bine, cel mai puțin a donat Dante, dar oricum, au donat toți. Deci, chiar au donat toți. Foarte bine, pentru că poate o să reușim să facem destul de curând încă o dată cercetarea asta, să vedeți că ne mai trebuie 160 ca lemn. Iron nu ne mai trebuie. Piatră nu ne mai trebuie. Ba da, ba da, ba da, asta greșesc, greșesc. Ne mai trebuie iron 100k, piatră 50k și gold vreo 300k. Dar oricum, suntem pe drumul cel bun. Adică uitați-vă, eu pot să donez mult, am mult gold de donat, dar acum nu mai lasă. De ce? Oare, dacă, acum, na, mai bagă cavaleria toată care, toată care, pui mine, instruiește-o pe toată. Instruiește, imediat, bun, mai pot să mai recrutez acum. Dar nu, de ce nu mai pot să recrutez cavalerie și nici spadasin, decât unul? What? Unități pentru grup. Nu înțeleg de ce. De ce nu mă lasă, da. Și acum, nu mai lasă nici să donez. De ce? De ce, frate, de ce? Nu-mi dau seama ce? Ce asta? Dar de ce mai trebuie resurse că nu mai am loc unde să le depozitez, măi, Costine, măi? Nu uitați-vă la muncă dacă vreți să jucați acest joc alături de mine și de toți ceilalți care joacă acest joc. Aveți linkul în descriere, primul link de sus de acolo, care vă duce fix pe jocul pe lumea unde joc eu și vă pune să faceți un cont. Dacă vă faceți cont, vă rog, adică dacă vreți să vă puneți numele LCT, ca să știu că sunteți de-ai mei, aici am puteți trimite mesaj de aici de sus, din stânga ecranului. Dacă să trimiteți un mesaj, trebuie să, mi se pare că trebuie să completați câteva quest-uri din tutorialul ăla, sunt foarte puține, le faceți dacă sunteți reduși în 30 de secunde și cum voi nu sunteți siguri o să reușiți mai repede. Și da, uitați, aici avem mesajele la toți oamenii care ni le-au trimis și o să le citim. Așa toate, da, se pare că așa toate, nu sunt la fel de multe care a trecut, dar sunt destule. Avem și un Skype pentru fanii care joacă Imperia și o să vi-l dau aici pe joc dacă mi-l cereți. Deci da, haideți, are și varianta de mobil. E super tare. Jocul în browser nu necesită nimic, așa că haideți să ne jucăm să facem o alianță super puternică. Alianța mea deocamdată are 10 player pentru că nu poate invita mai multe, dar o să facă și mai și mai multe pentru că băieții o să doneze. Și ok, este foarte, foarte ok. Bun. Haideți să vă citiți că acum mesajele. Casele astea le-am upgradat. Ok, de asta nu mai puteam construi armată. Bun, că nu mai am lemn. Asta e ok. Dar de ce nu mai pot, am făcut armată grămadă și nu mai pot dona. De ce? Adică știu că atunci când făceam armată, puteam dona pentru că îmi creșteau automat și punctele, nu? Punctele mi-au crescut. Da, uite, punctele mi-au crescut și nu mai lasă să donez. De ce? Problema e populația peste. Habar nu am. Oricum, după ce o să se fac casele mai sus, o să fie populație destulă pentru că crește de la 25.000 la 50.000. Mă rog, hai să vă citesc și mesajele. În primul rând, numele celor care au mai trimis mesaje sunt Costin LCT Black. Pe ăștia îi știu că a mai trimis Kenzor, The Gigi și el a mai trimis Ștefănuț 3. El cred că nu a trimis. Mariu, Us, O, 66, Pope, Alarian, Victor, Lucian, Mihai, George, Juchela și el a mai trimis Călțiminte, Lucian, Eddie, Lazar și pe ei știu Elvis, Mic Mihai, Ionuț, lecturatul LCT. Băi, n-avem chiar așa multe mesaje astăzi, nu știu de ce. Stai așa puține. Dar cred că sunt 37. Unde pui mei 37? Am aici la tranzacții, ceva nu mă interesează, la oameni mari, aici scrie aristocrația, aici, s-au mai născut copii, mă, hai că vă arăt după aia, alianță și diverse. Bun, și la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bun, aici 10 și aici sunt încă 10, de unde pui mei 37, că aici în spate le-am citit pe toate, uitați-vă, deci nu mai am niciun mesaj în urmă, toate citite, what? Abar n-am, ia să vedem.
Costin, am donat resurse. Mersi și eu că ai donat. Cu plăcere, că am mai și zis mai jos că îi mulțumește că l-am băgat în alianță. Nu ai pentru ce. Bun, zice că mersi că m-ai băgat în clan. Hai să ne Kenzor ce zice. Și îmi place să-mi accept share pe Skype, ok. The GG. Andy, câte episoade o să faci cu impresia mea? Eu sper să faci 1000. O să fac cât mai multe. Până mă plictisesc. Deci o să fac episoade cu impresia până o să mă plictisesc. Nu știu sigur cât, dar o să dure. Uite, what? De la 30 și nu știu cât au scris la 28. What? Scuze că nu mi-am pus numele ăștia văzut, dar sper să nu te super mai citești. Ok, când filmezi. Acum filmez. Stai liniștit. Nu e nicio problemă. Nici o, mi se pare că se scrie nicio problemă. Sper. Dacă am greșit, doar ce m-am trezit. Mai este loc în alianță. S-a ocupat. Nu asta. Unde mă? Bă, du smiley face, unde e mă asta? Nu mai găseam, fraților. Hai ce mai zice lumea. Pope. Salut, mă cheamă Pope. Bun. Alo, Arian. Anime la videoclipurile tale când aveai 10.000 de abonați. Ei. Nu știu ce să-i răspund. Dar să-i răspund un ei. Victor. Andy, când mă bagi în alianță, că mai dai resurse, că o să mai pot. Încă o dată, mersi că m-ai băgat în alianță. Cu plăcere. Nu prea am înțeles ce a vrut să zică, dar mi-a mulțumit că l-am băgat în alianță, așa că o să-i răspund cu plăcere. Vreau în alianță. Deocamdată nu mai e loc. Uite, băiatul nu a trimis niciun mesaj până acum, că nu mai are nici mesaje cu mine. Mai este aici câteva, hai să mai selectăm așa din ele. Mă bași prin alianță, te rog. Nu mai e loc deocamdată. Of, 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 of. Și hai să mai citim pe încă unul pe care cred eu că nu l-am citit. Ar fi Ionuț ăsta. Andy, bagă-mă în alianță. Nu ăsta, mă, de ce îl nimeresc eu numai pe ăla? Bun. Ia să vedem cu cine cred eu că nu am mai vorbit de aici. Și nu am mai citit mesajele. Cred că lui Mic Mihai. Ah, nu, l-am citit și lui. No, bun, deocamdată lasăm așa. Haideți să mergem la familia imperială să vedeți pe noul meu. Uitați-vă la el, mâncavaci! Vlad Dumitru! Uitați-vă ce față de gras are! Deci numai uitați-vă la el, mă! A crescut și el în vârstă de 20 de ani. Dă-i, mă, o nevastă, că îi trebuie, dar dă-i una mai urâtă, nu am decât pe ăștia două. Uite, bă, ăștia au doi copii, bă! Pe ăsta-l cheamă? Pe ăsta-l cheamă Emilia Dumitru. Și pe ăsta? Tudor Dumitru. Nimă! Uite ce talent are fraierul! Talent care l-au numai moștenitorii de drept ai tronului. Uite că și ăsta are același talent, fraierul ăsta. Plus că talente născute. Ce talent ai, mă? Acesta care se este inertă doar pentru împărat. Atunci când împăratul este schimbat, care se transformă de la vechiul împărat la cel nou. 10 moral în luptă, 10 fericire zilnică pentru capitală. Wow. Mulțește puterea deja farmată și asta șansă ca generalul inamic să fie ucis în luptă. Și ăsta, fraierul ăsta, are tot la fel. Vlad ăsta. Marin, pardon, Dumitru. Ce zice ăsta? Moștenitor. Căsătorii. Dar cine e ăsta, că nu e fimeu? Ăsta cine e, mă? Tu cine ești, mâncațeș? Familia imperială, în vârstă de 20 de ani. Vlad Dumitru. Cine ești, mâncațeș? Horia Dumitru. Din familia imperială. Familia imperială. Și ăsta ce e, pui mei, moștenitor? Asta ce e? Familia imperială. Ah, gata, m-am prins. Asta nu e. Asta era din familia imperială și ăsta s-a căsătorit cu ea. Mă rog, hai să-i dau și bulan. Ce pun cine să-i dau, mă, ăstuia ca nevastă? Că ăștia două sunt frumoase. Uite, ba nu, asta nu e chiar așa frumoasă. Asta e frumoasă. Carmen Badea. Vedem cum te cheamă, mâncați-și. Aura George. No, hai, mărită-te cu grasul meu. He? Alege un loc pentru... What?
O să selectez pe cineva din alianță de la mine, pe, să mă căsătoresc la el. Stați un pic. Hai să selectez pe cineva din alianță să mă căsătoresc la el. La cine? Cine a donat cel mai mult? Ia. La el mă căsătoresc. La cine a donat cel mai mult? La electoratul punct cât, acolo mă căsătoresc eu, ia. Îl căsătoresc pe Vlad Dumitru la el. Pe tine cu Vlad Dumitru. Dar așa, nu merge să mă căsătoresc la el? Ce? Ce am făcut data trecută? Nu merge să mă căsătoresc. Nimă că s-au căsătorit. Tu mai așteaptă, drăguță, dar tu câți ani ai? 22 de ani. Aoleu, până crezi boraci ăștia, te faci bătrân săraca de tine. Păcat. Asta e prea mic că te-aș căsători cu el. Dar n-are nici cioacă. Bună tuturor, am cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați când, să lăsați un like și în descriere aveți linkul pe care vă puteți juca alături de noi. Îmi trimiteți mesaj de aici și scrieți aici electoratul cât și trimiteți mesaj. Așa mă cheamă pe mine, electoratul cât. Bun, cam atât cu acest episod. Ne vedem la viitoare. Pa!